Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie au emis o avertizare cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină, valabilă între orele 12 și 23 în 15 județe ale țării. În această arie, din care face parte și Gorjul, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse. Acestea pot avea caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metrul pătrat. Ploile vor avea și caracter torențial și, mai ales la munte, cantitățile de apă vor fi însemnate. Vor fi condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în nordul Moldovei și 30 de grade în lunca Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 22-23 de grade pe litoral. Meteorologii au mai emis un cod asemănător și pentru ziua de luni, însă acesta a fost restrâns după câteva ore doar pentru zona de munte.